Acest guvern nu își asumă o agendă pasivă pentru viitor. Practic, noi încercăm și prin pachetul antisărăcie, pe care l-ați văzut promovat și ca unul dintre primele instrumente fanion al acestui guvern, să ne mișcăm dinspre zona de beneficii pasive, înspre zona de servicii sociale. Acest lucru este critic. Ține și de sustenabilitatea finanțelor publice, pentru că beneficiile, până la urmă, pasive sunt plătite de un număr din ce în ce mai mic de cotizanți, fie că discutăm persoane salariate, fie că discutăm, în general, sumele pe care cu toții le contribuim, prin diversele tipuri de contribuții, dar ceea ce este critic este să înțelegem că agenda de servicii sociale este o agendă care conduce la dezvoltarea României. Terminologia pe care o folosim noi de incluziune înseamnă că oamenii care în acest moment sunt desprinși de bunul mers al economiei, al societății, trebuie să fie încurajați în primul rând să reintre în mersul societății.